Mircea, oprește ceașucela! Dar nu, eu l-am pus! Voi veniți odată să sărbătorim cele 2 milioane de abonați! Doamna Mircea, într-adevăr, ai dreptate! Acum și avem 3 milioane de abonați, dar încă nu am făcut petrecerea! Mircea, la tort trebuie cifra 2! Ai dreptate! Și să o prindem, doar că n-au venit toți! Veniți! În această zi ne-am gândit să facem un mega challenge de întrecere între băieți și fete! Da, și ne-am înarmat din cap până în picioare! Pregătiți? Voi, fetelor, nu aveți nicio șansă! Noi suntem 4 băieți, iar voi doar 2! Tocmai de ce vă dăm un ajutor! Ionuț, să fim egali, 3 la 3! Dar noi ne-am aprovizionat cu atât de multe proiectile! Nici măcar nu vă imaginați! Oh, nesperiat! Uite ce dat avem noi! Iar la noi în odaie este plin. Da, dacă am avea doar o singură ladă. Dar ia priviți aici. O, și mai mari cartușe. Da, și încă mai multe. Și asta nu e tot. Ce e în camera ta? Iar pe voi vă încurajăm să ne susțineți în comentarii, pentru că veți avea șansa să câștigați această armă. X-Shot la stand Enigma. Wow, ce tactică au luat! Iar dacă voi veți susține echipa fetelor, atunci aveți șansa să câștigați și voi! Un blaster Beast Out!
Eu vă dau o idee. Cât mai multe comentarii, cu atât mai multe șanse de câștig. Dar până începe challenge-ul, haideți să gustăm din tort. N-am înțeles. Mă sună un număr ascuns. Oare cine să fie? Alo? Da, noi suntem. La televizor? Bine. Hai, începem o dată. Cine te-a sunat? Da, apropo. O voce răgușită mi-a spus să ne uităm la televizor. Probabil că o știre. Atunci hai să conectăm televizorul. Poate este ceva legat de challenge-ul nostru. Poate. Interesant. Hai, Mircea, conectează-l. Dar m-a sunat pe mine, nu pe voi. Din această secundă voi veți juca challenge-ul nostru și după regulile la fel ale noastre. Iată cum să vedem care echipă va câștiga challenge-ul. Și apropo, toate ieșirile din casă sunt blocate. Poate cineva glumește, așa mâncăm tortul. Hai! Gluma e glumă, dar acest personaj probabil că l-am mai văzut. Cred că într-un joc online, oricum el se numește. Ha, cineva doar a vrut să facă o glumă pe seama noastră. Da. Nu am înțeles, dar asta nu este o glumă. Ce s-a mai întâmplat, Mircea? Ce-i asta? Blosterile noastre au dispărut! Cum așa? Și-a rămas doar asta. Dar nu este aceeași situație. Acum sărbătorești dacă ai cu ce. Nu a mai rămas nimic din prăjitură. Eu cred că e de vină cel care m-a sunat. Stai! A spus challenge-ul nostru! Înseamnă că ei sunt mai mulți? Și ei vor să ne luptăm între noi după regulile lor? Asta ar putea fi foarte periculos. No! În casa noastră noi stabilim reguli, nu altcineva. Atunci propun să schimbăm regula jocului. Să ne unim forțele și să luptăm toți împreună împotriva lor. Ce spuneți, băieți? Atunci ce stăm? Și ce propuneți? Să luptăm cu astea mici? Ce? Tu nu știi ce bestie este asta? Proiectilul poate ajunge până la 24 de metri! Îți imaginezi ce putere are! Este mic, deci îl putem ascunde și are și spațiu pentru săgeată de rezervă și se încarcă foarte ușor. Atunci, haideți să ne echipăm și le declarăm război! Așa, toți suntem deja pregătiți. Eu propun să ne divizăm în două echipe. Fetele într-o parte, băieții în cealaltă parte. Dar eu nu vreau să ne despărțim. Și dacă ne prind? Mai bine să-i înconjurăm, să-i luăm pe neprins de veste. Într-adevăr, lasă să creadă că noi luptăm unii cu alții, așa ca și în regulile lor.
Așa, cu vot aproape unanim, am decis. Dar arme nu avem. Oho, blasterele. Una rămâne pentru noi și una la fete. Eu voi pregăti și rezerva. Să vedeți ce poate face X-Shot Micro. Asta ce e? Un nou model de blastere? Hei, liniște! Ceva am auzit! Din direcția aceea, dar și din cealaltă. Și ce ne facem? Aveți vreo idee? Unde să plecăm? Liniște! Voi vă duceți acolo și noi aici, ca o mumială. Ah, da, voi ne acoperiți pe la spate. Atunci ne ascundem? Da. Hai să mergem acolo. Ați auzit? Da, parcă s-a auzit ceva. Nu știu, băieți, de data aceasta eu nu am auzit nimic. Probabil vi s-a părut. Nu știu, sau totuși este sau nu e cineva în casa aceasta. Ce fel de gândac, Mircea? Eu cred că era tot personajul acela care a apărut și pe televizor. Așa. Trebuie să vedem, să țintim în el. Sau poate sunt băieții. Ce fel de blaster are? Unul imens! Doar ce am reușit să văd că este X-Shot Face Clan. Altceva n-am reușit să citesc de pe armă. Tu știai cât de puternică este această armă? Distanța proiectilului ajunge până la 27 de metri. Cât? 27! Are spațiu de stocare inferior tocmai 14 proiectile. Păi el reușește să ne prindă pe toți cu blasterul ăla lui. Și mai rămân și cartușii de rezervă. Păi tocmai de aceea trebuie să-i luăm blasterul lui. Și cum tu crezi că noi putem face? Cumva să încercăm să-l învingem. Să-l amăgim? Stai un pic, acum țintesc eu în el. Acolo. Ce pușcă are el? Mircea, ce este acolo? Acel gândac
are blaster reflex 6. Wow! Cu tamburul rotativ, proiectile zboară până la o distanță de 27 de metri. Vai, Mircea! Ce ne facem noi? Și toate 6 proiectile le poate lansa în timp de 30 de secunde. Ne face praf. Chiar acum îl țintesc. Mircea, nu te grăbi, nu e cu momentul. A lansat 2 proiectile, deci mai are încă 4. Trebuie cumva să-l provocăm să lanseze pe toate. Iar după aceea, Mircea, țintești în el. Aici. Mai rapid, mai rapid. Dar am o idee. Este. Da, ce parcă ești cu subbanda. Mircea, uite gălăie. Acolo este. Dar fii atent. Ei, să vezi cum proiectile ei imediat se duc. Încă din sunul. Dar ne-am băgat aici, nici n-ai unde să te ascunzi. În cutii. Sau așa? Nu ne vede, Miluța. Credeam că ne prindem. Dar am scăpat și așa cheltuit și proiectile. Zici tu că am scăpat. El încă este aici. Uite că-l văd. Ce gândacule, unde ești? Bine că am protecția. Ai irosit toate proiectilele. Matei, stai aici. Acum este momentul meu. Ah, n-am nimerit. Și cu rezerva. Ce cum ai țintit tu? Am observat că gândacul a reușit să-și reîncarce blasterul.
intrat în birou. După cum am observat, el a lansat 12 proiectile, deci a rămas doar două. Aha, unul ție și unul mie. Dar uite cât avem noi, vezi? Chiar, hai să mergem să-i luăm blasterul. Ai auzit? I-a rămas doar un proiectil. Hai să ne ascundem acolo, după canapea. Ia unde să mă ascund. Băieți, am înțeles că nu prea avem șanse. Atunci trebuie să ne gândim cum poți învinge un gândac. Cum poți să-l nimicești? Cu spray special. Aha, pentru așa gândac gigant, îți imaginezi cât spray e nevoie. Gata, știu! Prușnițele când stau pe spate, ele pierd pentru că nu se pot mișca. Atunci trebuie cumva să-l întoarcem pe spate. Eu știu cum. Cum, Mati? Trebuie să mâncăm banana. Matei, păi gândacul să-l întoarcem pe spate, nu pe noi pe burtă. Tati, n-avem timp să ne gândim. Mănâncă banana. Mănâncă. Ajutați-mă și voi. Matei, nu-l văd. Nici eu. S-a ascuns? Și Matei, care este planul tău? Acum își vezi. Dar nici fetele nu dau niciun semn de viață. Au zis că ne vor acoperi, dar unde sunt ele? Ce fac? Vă trece ideea mea! Matei! Chiar a funcționat! Trebuie doar să ne recuperăm blasterele! Și probabil că s-a fost singurul monstru, gândacul! Ce-i gândacule? Așa! Blasterul nostru! Ei, știi ce? Spune, unde sunt complicii tăi? Ești singur? Sau mai sunt eu de tine? Nu vrea să vorbească. Atunci vei sta așa cu picioarele în sus. Pa, pa! Data viitoare să știi, să nu mai calci pe banane. Am scăpat! Dar, mami, să nu te bucur prea tare, pentru că am găsit doar câteva blastere. Dar oare unde sunt celelalte? Oare mai avem monștri în casă? Într-adevăr! Să fim cu ochii în patru!
Hei, dacă vreți continuare la acest challenge, scrieți în comentarii.